Gatito. Sì, era una situazione che stava studiando con la crisi, però con noi studenti stiamo facendo tutto bene, non si può fare. Dar Timișoara are o situație mai dificilă după plecarea lui Hagi. Credeți că va fi mai ușor, că sunt și un pic mai demoralizat? Timișoara, sigur, a fost o atmosferă tensionată în acest sezon, dar eu sunt convins că, fiind ultimul joc al lor pe teren propriu, în fața propriilor suporteri, să cunoaște și rivalitatea dintre Steaua și Poli Timișoara, eu sunt convins că jucătorii sunt foarte bine motivați și vor să încheie acest sezon cu victorie. Când credeți că veți fi primiți în plan? De obicei, adică cu ostilitate. Adversarul dumneavoastră direct a zis este Caramarin. Da, am aflat și eu astăzi că este Caramarin și Coman și Rotariu. Sper că fiind ultimul joc, părerea mea că nu prea mare, prea mare importanță cine este antrenor sau cine va conduce. Credeți că vor fi mai motivați pentru că este vorba de Dinamo? Sunt convins de asta, vor fi motivați, sigur că joacă cu Dinamo, Dinamo este echipă de top. Și totdeauna există această rivalitate. Dinamo și credeți că mai pot fi probleme în ultima etapă ca Steaua să pierdă titlul? Campionatul se joacă, după care a fost un campionat echilibrat, unde se posibilita pentru titlul și pentru cupele europene, un campionat disputat. Și vă mulțumesc!